Salut, bună ziua, dragii mei! Sunt aici în Hamburg, din nou, pe Neue Halle. Strada asta faină aici. Ia, am aici un termin și am zis să vă arăt un pic aici strada asta faină. Magazinele astea scumpe. Ia. Deci, vă arăt imediat câte ceva. Ia. Arăt aici Louis Vuitton, vedeți? Aici fac cumpărături, aș vrea eu să fac, dar nu-i pentru buzunarul meu. Azo. Louis Vuitton. Cine are bani poate să poftească. Ia. Da, asta e strada Neue Halle. Urmă de magazine faine aici. De toate. Cine are bani se plimbă pe aici, fain. Eu mă plimb pe aici că am un termin la doctor aici, la ortopedul meu. Ia. Dar bine, o să luăm așa cu margini laterale, foarte frumos aici. Ia. Ia. Cam gol orașul la ora asta. Aici. Ia. Ce să vă zic? MCM. Ia. Naia, cam așa un pic v-am arătat pe aici. Aici așa un pic vă arăt canalul ăsta de la asta. Ia. Te rog să faină. Ghegenul ăsta aici în Hamburg e foarte, cum se va spune, numit aici. Alsta, Jungsanstrich und Gänsemark und alles hier. Vedeți? Deci, ceva pe aici. Să plimb oamenii aici la cumpărături. Ia. Yeah. So, am ajuns și eu aproape la destinația mea. Aici la doctor. Ia. Și am să mai vă arăt câte ceva când mă duc înapoi. Bicicleta, mai târziu. Zo. Suntem aici la Gucci, ia. Da. Gucci, Gucci. Prada. Ia. Aici suntem la Dior. Vedeți? Ce fain. Aici vreau să vă arăt un pic asta. Vedeți, aici vine lumea și stă afară. Acum nu e așa multă lume, dar vara nu-i loc aici. Deci, foarte frumos aici. Una cu cele mai frumoase ghighe din Hamburg. Așa. Așa un pic. Vedeți, aici stă oameni, se plimbă pe barcasele. Ia. Deci vara e plin, plin, nu-i loc. Ia, așa un pic. Vă prezint Hamburg, dacă tot mi sunt în Hamburg. Să vedeți cât de frumos. S-au deschis terasele, dar oameni cam puțin, că astăzi bate un vânt aici, foarte tare. Ia. Și acolo peste drum, unde vedeți turnul ăla, este Rathausmarkt. Aici, Rathausmarkt. A fost prinsul Charles aici. Acum, două săptămâni, trebuie să plăște. Ia. Aici am lucrat eu, să zic, acum 20 de ani aici la asta.
într-un restaurant. Acum 20 de ani am lucrat eu aici. Frumos. Veneam în fiecare zi aici la Rat House. Deci cunosc o țară mai bine pe aici. Să vă arăt Europa Păsaje. No, bine, e un centru mai nou deschis, nu e chiar așa nou, care deja câțiva ani. Un centru mare, frumos. Să-i arăt etajele. Nu știu ce mai face. Aici Europa Passage. Iară centru mai de sus. Ia. So. Deci asta e Europa Passage. Arată așa un pic. E pe 3 etaje sus, ia. Deci e ceva frumos aici. Aici vin să-mi iau câte o înghețată, care e o înghețată foarte bună. Ia. Deci, așa un pic am să le privim pe aici. Vedeți jos copetării, de toate, frumos. Și aici este înghețata italiana, gelateria. Vezi? Deci, îmi iau și un kugel. Alo! Ia! So, m-am luat o înghețată. So. Pite. Danke. Ah, tu știam de mare gheal din ta și telefonire, nu n-ai să se. Ciao. So, înghețata mea, vedeți? M-am luat o Malaga și Sherry Mania. Da. Rodriguez, ăsta miroase fain. La la roz, dar nu este. Boss. Provez o probă. Gucci. La Cosu îmi place. Mă parfumez acum, miros de numă. Faine lucruri. Faine mirosuri, adică faine duft. Ia. Am vrut să mă uit la ceva reduceri de parfumuri, dar văd că nu sunt. Ia. Vedeți frumusețe aici? Ce vin să mă plimb. Aici vede Chanelurile. Ia.
aștept un pic, Mönckenbergstrasse, strada așa de cumpărături. Ia, de toate aici. Deci așa un pic v-am arătat pe aici, în Hamburg. Ca să m-am plimbat și eu aici. Și zic, hai să filmez un pic, să vă arăt și vouă un pic Hamburgul. Cine îl cunoaște, îl cunoaște, cine nu, îl vede acum. Ia, și cine își aduce aminte de el, își aduce. Cine nu mai a fost pe aici, în Hamburg. Ia. Cam atât, dragii mei, am vrut să vă arăt un pic Hamburgul. Și vă spun în continuare să aveți o zi haină.